Lăudăroasa literă A. Litera A, prima apărută pe lume, era cât se poate de mândră. Nici soarele, cât era el de înalt, și era. Nu-i putea ajunge nici măcar la glezne literei abia născute. Cine mai este ca mine? Vă dați seama, eu sunt prima care a venit pe lume. Cu mine începe alfabetul, cu mine iau naștere toate cuvintele. Nici nu vreau să mă gândesc cât de puțin importantă era lumea până să mă nasc eu. Cât era ziua de mare, litera A se plimba de colo-colo, plină de cea mai înălțătoare importanță. Ridica din umeri, se înălța pe vârfuri ca să fie și mai semeață. Își îngroșea vocea și nu mai contenea. Sunt litera A. Nimeni nu mai este ca mine. Pe vremea aceea, viețuitoarele, ca să nu mai vorbim de plante, erau foarte cuvincioase și greu ți-ai fi închipuit că vreuna dintre acestea ar fi cutezat să o contrazică pe cea care se lăuda că este începutul oricărui început. Cu toate astea, se întâmplă ca minunata noastră litera A să se întâlnească la o margine de drum cu o viețuitoare care nu prea umblase pe la școlile cele înalte. Măcar că acestea nici nu apăruseră la vremea aceea. Măgarul nostru, pentru că despre el este vorba, a văzut-o pe minunăția minunăților și a spus destul de puțin respectuos: draga mea literă, de ce te împăunezi atât de tare? Pentru că eu sunt cea din tâi din alfabet, animal obraznic. Care alfabet? Se minună măgarul. Tu nu vezi că ești singură pe lume? Mai vezi tu vreo literă pe lângă tine? Litera A rămase descumpănită. Se uită în jurul său și, la drept vorbind, nu mai văzut pe nimeni. Măgarule, deocamdată sunt numai eu, dar omul va inventa alfabetul și vor veni după mine și alte litere. Adică nu știu cum se numesc, dar știu că vom fi mai multe litere. Să fim sănătoși, râse măgarul. Până atunci, omul are și alte treburi. Are de inventat arcul cu săgeții, trebuie să descopere focul, să învețe să cultive pământul, să domesticească animalele, care cum uite sunt sălbatice. Și multe altele, Litera A căzu pe gânduri. Simți că o lacrimă caldă inundă obrazul. Ar fi vrut să spună ceva, dar era prea mândră pentru a continua dialogul cu măgarul. Uf, ce animal nesuferit! De ce trebuie să existe măgari pe lumea asta? În acel moment, la picioarele măgarului a apărut ca din senin un arici. La drept vorbind, auzise dialogul dintre cei doi și se pare că avea și el ceva de spus. Înălțimea ta! Zise el spre litera A. Ești atât de bună încât să-mi faci și mie bucuria de a-mi spune ce animal sunt eu? Mare lucru, zise litera A, care nici nu bănuia că îi se întindea o cursă. Tu ești un... Să mă bați și nu înțeleg cum vine asta. Cum adică eu sunt un... Ești sigură că așa mă numesc? Eu așa cred, pentru că numele tău are 5 litere. Are 5 litere, zise Ariciu, dar ele sunt diferite. Pare rău, dar celelalte litere încă nu s-au inventat. Zise litera A, crezând că a scăpat. Păi și atunci, dacă celelalte litere nu s-au inventat, crezi că le poți înlocui tu pe toate?
Nu știu ce să spun. Suspină biata noastră literă. La discuția noastră a apărut și un cal semeț, care păștea pe o poiană învecinată. Am auzit discuția voastră și am venit și eu neinvitat. Ia spune-mi, eu, cum mă numesc? Harry, este mult mai simplu, zise litera A. Tu ești un A-A-A. Adică nu sunt un cal, ci aia A-A-A. Eu nu știu alte litere și vă rog să nu mă mai necăjiți. Dar de unde ați apărut cu toții? De aici, din pădure, zise un viezure. Aolo, te rog să nu mă pui să zic și ție pe nume. Al tău este și mai lung. Nu te voi pune dacă îmi promiți ceva. Promit orice, numai să mă lăsați în pace, spuse litera. Promiți? Iha, să nu te mai lauzi atât de tare. Iha, întrebă măgarul. Uite că promit, nu am să mă mai laud. Și că vei aștepta cu mintea până când vor fi inventate și celelalte litere ale alfabetului? Întrebă Ariciul. Vie, uite, promit și asta, numai să se grăbească și omul, că prea sunt neajutorată. Suspină din nou litera A. Abia aștept să-mi spui și mie pe nume, zise calul. Eu, voi avea cel mai mult de așteptat, zise viezurele, cu multă răbdare. Eu voi fi printre ultimele animale, care își vor căpăta numele. Și uite așa, dragii mei copii, litera A a primit o bine meritată lecție de modestie de la animalele pădurii. De atunci, ea a înțeles că toate literele sunt importante, că una fără cealaltă nu valorează nimic, nici măcar cât o Vai, am vrut să scriu cât o ceapă de gerat. Acum pot, pentru că între timp omul și-a făcut vreme și a inventat tot alfabetul.